I-au tratat și apărat pe alții de coronavirus și au căzut ei înșiși pradă COVID-19. 7 dintre cei 42 de medici și asistenți români care au fost în Republica Moldova pentru a îngriji pacienții infectați s-au îmbolnăvit și ei. Toți sunt acum în izolare. 2 dintre membrii echipei au vorbit în exclusivitate pentru Observator despre riscurile asumate pe cel mai periculos front de acum. Primul risc pe care ni l-am asumat, cu toate că am avut echipamente de protecție puse la dispoziție de către autoritățile române, riscul acesta a existat și s-a întâmplat. Dr. Alin Suciu este medic la Opus Murd Oradea și a plecat în Republica Moldova coordonator al echipei de 42 de salvatori români, chiar la 2 zile de la întoarcerea din misiunea din Italia. Din peninsulă toți au venit sănătoși. În Italia am văzut distanțare socială. Din nefericire, în Republica Moldova nu am constatat aceeași distanțare socială. Oamenii erau puțin mai activi, erau mai prezenți pe stradă. Nici în spitale lucrurile nu stăteau mai bine atunci când au ajuns ai noștri în Republică. Din păcate, trebuie să spun acest lucru, sunt foarte multe capete medicale care s-au infectat. Asta este unul din motivele pe care eu insist foarte mult pe protecție. Din păcate și aici este lipsă de personal. Sunt foarte mulți asistenți medicali aduși de pe alte secții. Dintre români, 7 din 42 au fost declarați pozitiv pentru noul coronavirus. Trist. Este foarte trist. Eu sper să fie un semnal de alarmă și pentru ei și se pună foarte mult accent pe protecție. Care este starea lor de sănătate în acest moment? Starea lor de sănătate este una foarte bună. Din discuțiile avute cu marea majoritate a colegilor, nu au niciun simptom. Alin și Maria nu au dorit să spună public dacă sunt infectați, pentru a-și proteja colegii și mai ales familiile lor. Toți sunt acum în izolare. În Republica Moldova, salvatorii români au stat 15 zile. În momentul în care au ajuns acolo, chiar înainte de a vedea măcar spitalele unde vor îngriji pacienții, au intrat într-un scandal neprevăzut. Primarul din Bălți, Renato Usati, le-a dat bani în plic. Se știa că erau bani în plic? Nu se știa. Nu se știa. Noi ne-am dus acolo voluntari. Pentru fiecare din noi, voluntari însemna că nu avem nevoie de niciun fel de răsplată. Dovada a fost și reacția lor firească și imediată de a da bani înapoi. Colegii mei nu acceptă. Și să știți că au fost diverse provocări să vadă dacă colegii mei acceptă și înainte de misiune. Mai sunt oameni care încercau prin UPU să dea atenție, să mulțumească. Nu s-au acceptat. Probabil că asta ne face diferiți. Faptul că acceptăm foarte mult voluntariat și că nu acceptăm plicul. Nu s-au întors cu bani din Republică, dar s-au întors cu o lecție pentru toți cei care nu înțeleg riscurile pandemiei. Dacă noi, cu toate măsurile de protecție corecte, ne-am infestat, și ei, dacă vor face petreceri câmpenești, vor participa la discoteci, vor nesocoti toate avertizările și toate sfaturile date de autoritățile locale, se vor expune aceluiași risc. Va trebui să fie în continuare un efort și o muncă comună.